Apropo de decor, iată, ăsta e decorul meu, eu l-am făcut. Vorbim cu fetele de la Gavia Concept, mai precis Mădălina și-a dat întâlnire cu Ana Maria, să mai luăm la bani mărunți o încăpere din casă. Poate vă dăm idei. De obicei discutăm la un buget mediu, ca să nu supărăm pe nimeni, dar de-a lungul timpului am arătat și câteva piese luxury. De cele mai multe ori însă, fetele au venit cu idei la bani puțini, pentru ca oricine să-și permită să-și mai schimbe un pic casa. Bună dimineața, fetelor! Neața, Dani, neața tuturor! Suntem diferiți și avem gusturi diferite, de această dată vorbim de un stil de amenajare clasic, pentru că de obicei arătăm stiluri minimaliste. Ana Maria de la Gavia Concept este alături de noi. Neața, tot așa cu idei ca de fiecare dată. Un stil diferit, spuneai, Dani, de bugete mici. De această dată cred că bugetele sunt un pic mai mari pentru stilul clasic. Ne spune Ana mai multe. Da, așa e, stilul clasic aduce după sine niște materiale și niște finisaje mai prețioase. Este un stil mai elegant și de aceea și bugetul crește puțin. Dacă nu ne dorim să urmărim trenduri, cum suntem obișnuiți, și nu ne place minimalismul, poate îl regăsim cam dur și cam rece, cam rece, atunci exact. Clasicul de stilul care ți se potrivește. De la ce pornește un astfel de stil? Care ar fi punctul central, punctul cheie al acestei amenajări? Foarte multe textile. Tapetul este din material textil, tapiseria, fotoliile, canapeaua, toate sunt tapizate. Avem un tapet foarte colorat, este textil, așa cum spuneai și tu, are un imprimeu exotic. Da, un imprimeu exotic e punctul forte al amenajării din livingul acesta. În această situație am ales întâi tapetul, fiind atât de colorat, care ar fi principiul din punct de vedere al designului? Dacă tapetul este foarte colorat, mergem pe culori neutre cât de cât? Da, mobilierul îl alegem în culori neutre. Mobilierul în cazul acesta este alb, pentru că e și un spațiu îngust și vrem să luminăm mai mult încăperea. Liniile sunt fluide și avem și foarte multă sticlă, sticlărie, la fel, care reflectă lumina și ajută foarte mult în cazul acestui tapet încărcat. Mobilierul este un pic mai prețios față de stilul minimalist pe care l-arătam noi de fiecare dată, de aceea și prețurile sunt un pic mai ridicate. Da, așa e, un lemn masiv, are detalii lucrate manual, inclusiv mânerele mobilierului au tot linii curbate, așa cum are și mobilierul și blatul și vitrinele. În aceste situații în care avem un tapet foarte colorat, un mobilier cu linii fine, în culori neutre, mai este nevoie și de accesorizare, de obiecte de decor, sau ar fi un pic prea mult? Care este stilul acesta de fapt? Nu, trebuie să existe și elemente de decor. Iubitorii stilului clasic vor cât mai multe elemente în spațiul lor, dar ideal ar fi ca acestea să se regăsească în elementele masive din încăpere, să se regăsească în paleta cromatică din tapet, de exemplu. Și dacă suntem atenți, chiar acum ne arată colegul nostru, imprimeul de pe perne este același cu imprimeul tapetului. Exact. Este aceeași imagine. Exact. Și gama cromatică a canapelei, culoarea canapelei se regăsește în culorile, în culorile tapetului. Ar fi putut fi pus aici o canapea roșie? Ar fi fost cam mult. Prea mult. Da, o culoare mai liniștită, mai rece. Avem destul de mult roșu la nivel vertical pe pereți și de aceea canapeaua, draperiile, jaluzelele de tip roman și ele într-un stil clasic sunt uni și în niște culori mai reci. Aceleași decorațiuni le vedem un pic și pe pervaz acolo, tot păsări, acestea sunt elementele pe care le regăsim în decorațiuni. Da, foarte multe păsări, avem și papagali și porumbei și completate cu sfeșnice pentru lumânări, iarăși un element important al stilului clasic. Aceste sfeșnice le găsim și în aplicele de pe pereți și în candelabrele de pe tavan. Care este inspirația de fapt a stilului clasic? Ce are la bază? Are la bază eleganța, în principiu, eleganța și... Oamenii își doresc mai multă opulență, să fie mai chic, să arate...
Pentru că totul a pornit de la salonul ceaiului, nu? Așa îmi spuneai înainte. Da, amenajarea de aici, într-adevăr, are la bază ca inspirație Salon du Thé, se numește, saloanele de ceai din Franța, din secolul 19. Deci s-a dorit o reinterpretare a secolului 19, de fapt. Sunt și câteva tablouri pe care le regăsim. Nu putem să le punem pe pereți așa poate cum ne-am fi așteptat. Le avem accesorizate în diferite colțuri ale încăperii. Da, ele sunt piese de decor și piese de onoare în stilul clasic. Arta e foarte importantă și de aceea apar două piese valoroase în amenajarea noastră. Mulțumim foarte mult, Ana Maria, pentru idei. Încercăm de fiecare dată să vă aducem altceva. Dacă am vorbit de minimalism până acum, iată că un stil clasic poate este pe placul cuiva și își găsește câteva modele și idei de inspirație. Cam atât de aici, băieți, înapoi la voi. Mulțumim tare mult, Modelina, mulțumim fetelor. Când nu știi să spui ce ai făcut, domne, în sufrageria asta, zici eclectic. Adică dă în toate câte ceva. De fapt e un haos organizat. Sau din toate câte...